Filmul începe cu Bowen, un cavaler care urmează vechiul cod al onoarei și cavalerismului, care îl învață pe tânărul său protejat, Aenon, despre mânuirea sabiei și valorile unui cavaler. Aenon este fiul regelui și viitorul moștenitor. Lecția lor de la o veche cetate romană este întreruptă de Brock, conducătorul armatei, care informează despre o rebeliune țărănească. Regele Frein vrea ca Aenon să se ocupe de zdrobirea rebeliunii. Aenon se grăbește să ajungă în satul în care au loc luptele, iar Bowen îl urmează pentru a-l proteja. Bowen îl avertizează pe Aenon să învețe diferența dintre luptă și măcel, pentru a deveni un conducător mai bun decât tatăl său. Aenon promite că va fi un conducător mai bun. În timpul bătăliei care are loc în Anglia, în anul 984, Bowen este separat de Aenon, care vede cum tatăl său, regele Frein, este prins într-o ambuscadă și ucis de țărani. Aenon ia coroana tatălui său, dar este grav rănit când o tânără lovește din greșeală de un stâlp cu țepi. Bowen îl duce pe Aenon în grabă la castel, unde medicii regali se pregătesc să-l ajute, dar mama lui Aenon, regina Aislinn, îi alungă, păstrându-l doar pe Bowen. În timp ce Bowen spune că Aenon nu mai poate fi ajutat, Aislinn se uită la o statuie de dragon și spune nu toți. Aislinn, Bowen și un mic grup de soldați vizitează o peșteră din munte, unde Aislinn cheamă o ființă venerată. Un dragon apare deși în mare parte ascuns în umbră. Văzând rana gravă lui Aenon, dragonul ezită să ajute și avertizează asupra consecințelor. Aislinn îl asigură pe dragon că Aenon este diferit de tatăl său și că va fi un bun conducător. Dragonul insistă ca Aenon să jure el însuși acest lucru, iar Aenon o face chiar înainte de a muri. Bowen îl înfruntă furios pe Balaur, care apoi scoate jumătate din inimă și o pune în pieptul lui Aenon, sigilând rana cu foc. În timp ce Aenon se trezește, dragonul îi amintește de promisiunea sa. Aislinn îi mulțumește Balaurului, iar Bowen jură că îl va răsplăti. În drumul lor în josul muntelui, Aenon îi ordonă lui Brock să reconstruiască fortăreața romană ca noul castel regal, folosind țăranii ca forță de muncă. Rebeliunea este zdrobită, iar liderul rebel, Redbeard, și ceilalți sunt capturați. Aenon decretează ca ochii lor să fie arși, dar Bowen intervine, eliberându-i. Aenon îl ceartă pe Bowen, care protestează împotriva cruzimii lui Aenon și amintește codul. Aenon pretinde că regele este mai presus de codă. Furios și dezamăgit, Bowen se duce spre peștera dragonului, acuzând darul dragonului că l-a corupt pe Aenon și jură să vâneze și să ucidă dragonul. 12 ani mai târziu, un călugăr călător scrie poezii când vede un dragon zburând pe lângă el, cu Bowen în urmărire. Bowen ucide în cele din urmă dragonul și îl întâlnește pe Lord Felton, un slujitor al lui Aenon, care oferă recunoștința regatului. Bowen, dorind aurul promis pentru eforturile sale, insistă că are nevoie de el pentru întreținerea sa. Felton îl bagiocorește, numindu-l pe Bowen un mercenar. Între timp, liderul rebel Redbeard, acum bătrân și orb, lucrează într-o carieră. Fica sa Cara îi aduce apă, dar regele Aenon sosește și lovește cu cruzime pe Redbeard, pretinzând că moartea este o eliberare. Cara plânge în timp ce Aenon pleacă cu Felton și Brock. Fratele Gilbert îl urmează pe Bowen pentru a scrie despre faptele sale de ucidere a dragonilor. Ei se odihnesc lângă o cascadă și descoperă o pește în spatele ei, care adăpostește un alt dragon. Bowen încearcă să-l ucidă, dar dragonul scapă, ceea ce duce la urmărire și o luptă față în față pe câmp. Balaurul îl ia pe Bowen în gură, dar ajung la un impas. După ore întregi de luptă, dragonul eliberează pe Bowen și oferă o alternativă reciproc avantajoasă în loc să-l ucidă. A doua zi un dragon zboară deasupra unui sat, sperindu-i pe țărani. Bowen sosește și acceptă să-i salveze în schimbul unei sume de bani. El și dragonul organizează o luptă falsă, în care Bowen pretinde că ucide dragonul. Balaurul se preface că a fost lovit și cade în râu, înotând în secret. Mai târziu, ei se întâlnesc în timp ce Bowen își numără aurul, mulțumit de parteneriatul lor. Dragonul, care pretinde că este ultimul din specia sa, recunoaște că se teme de pierderea sufletului, deși își dorește să moară. În castel, Aenon și suita sa se bucură de un ospăț, în timp ce regina stă singură, în mod clar nemulțumită de ceea ce a devenit Aenon. Aenon vede o reflexie a lui Cara într-o fereastră din spatele lui. Ea se prăbușește pe masă cu un cuțit, dar este repede supusă și târâtă în temniță, țipând că Aenon i-a ucis tatăl. Aislinn se olbează în timp ce Aenon înjunghe furios un mistreț cu cuțitul. Mai târziu, Aenon o vizitează pe Cara în temniță. Ea l-atacă, dar este oprită de lanțuri. Aenon o recunoaște ca fiind fata care a provocat rănirea cu ani în urmă și mulțumește pentru asta, deoarece a dus la darul dragonului care l-a salvat. Între timp, Bowen și dragonul se află în tabăra lor. Bowen l-a numit pe dragon pur și simplu dragon, iar dragonul își exprimă frustrarea, dezvăluind care un nume. Când începe să-l spună lui Bowen, umărul îi se înroșește și răgnește de durere. Scena se mută în dormitorul lui Aenon. El are o rană proaspătă la umăr, ceea ce implică o legătură cu dragonul. Cara, în haine de dormit, se retrage, ținând în mână un cuțit. Aenon își bate joc de ea pentru că lipsește și o forțează să se așeze în patul lui, luând cuțitul. El se oferă să o facă mireasa lui, o idee pe care Cara
plecarea, o consideră respingătoare. O lasă în camera lui să se gândească la asta. În tabără, Bowen îngrijește rana dragonului. Dragonul spune că este o problemă recurentă. Mai târziu, Bowen sugerează să numească dragonul Draco, după constelație, iar dragonul este onorat, în ciuda faptului că numele înseamnă dragon în altă limbă. Kara, încă închisă în camera lui Aenon, găsește un tunel ascuns atunci când Aislinn o ajută să evadeze. Recunoscătoare, dar incapabilă să-i mulțumească lui Aislinn, Kara fuge în satul ei pentru a incita o altă rebeliune. Sătenii, amintindu-și de ultima rebeliune eșuată, o resping și aruncă legume stricate. Hiwi, un sătean care l-a ajutat pe tatăl ei, este supărat pe Kara. Draco se preface că va ataca satul, iar Bowen sosește, oferindu-se să-i scape de dragon pentru un preț. Kara l-acuză pe Bowen că minte, ca și Aenon. Pentru a îndepărta pe Kara, Bowen sugerează că un sacrificiu de fecioară ar putea face ca dragonul să lase satul în pace. Sătenii o leagă rapid pe Kara de un țăruș pentru dragon. Draco, căreia nu-i place ideea unui sacrificiu uman, se preface că este împăcat și zboară cu Kara. Când îi urmărește, îl găsește pe Draco cântându-lui Kara lângă cascadă, unde s-au întâlnit prima dată. Kara, care nu se mai teme, pune la îndoială acțiunile lui Draco. Când sosește Bowen, ea își dă seama că lucrează împreună. Aenon și soldații se întrerup. Draco se ascunde în peștera sa, dar regele îl observă pe Bowen cu Kara. Aenon îl provoacă pe Bowen la duel. În ciuda îndemânării lui Bowen, Aenon este la fel de puternic. Bowen îl condamnă pe Aenon pentru că a încălcat codul, dar Aenon dezvolă că nu intenționa niciodată să-l urmeze, ci doar să învețe să lupte. Cu inima frântă de trădarea lui Aenon, Bowen își pierde concentrarea, iar Aenon îl înjunghie. Prefăcându-se că lasă pe Bowen rănit, Aenon se întoarce să arunce un pumnal, dar Draco își dezvolă jumătatea de inimă, sperindu-l pe Aenon. Bowen, frustrat, insistă că avea totul sub control. Kara încearcă să-l convingă pe Bowen să conducă o rebeliune împotriva lui Aenon, dar acesta este prea dezamăgit. Draco zboară spre un alt sat, unde el și Bowen plănuiesc să înșele sătenii pentru aur. În timp ce bătrânul numără aurul, Kara demască frauda lui Bowen, dar fratele Gilbert îl apără ca pe un mare ucigaș de dragoni. Sătenii râde afirmația lui Kara că Bowen și Draco sunt parteneri, iar Bowen râde cu ei pentru a se acoperi. Bowen și Draco își continuă scrocheria, în timp ce Kara și fratele Gilbert privesc. Cu toate acestea, râul este prea puțin adânc pentru ca Draco să scape neobservat. Sătenii avansează pentru a-l tăia pe Draco pentru carne, forțându-l pe Draco să zboare, expunând minciunea. Sătenii se întorc apoi împotriva lui Bowen, Kara și a fratelui Gilbert. Draco îi salvează și duce la Avalon, legendarul o de odihnă al regelui Arthur. La Avalon, Draco explică faptul că dragonii trebuie să câștige intrarea în versiunea lor de rai, astfel dispar în uitare. El se teme de această soartă pentru că i-a dat lui Aenon jumătate din inima sa, știind că Aenon îi va trăda jurămintele. Pentru a se răscumpăra, Draco se oferă să ajute pe Kara să înceapă o nouă rebeliune. Bowen, care și-a pierdut încrederea în vechiul cod, refuză. Mai târziu, în timpul unei furtuni, Bowen este atras într-o curte cu statuia ale regilor din trecut, de vocea lui Draco, care recită un vechi principiu. Bowen vede o viziune a regelui Arthur, care recită vechiul cod. Bowen repetă cuvintele, recăpătându-și simțul scopului. Draco zâmbește și îl apără pe Bowen de ploaie cu aripa sa. Înapoi în satul lui Kara, Bowen își anunță războiul împotriva lui Aenon. Văzând sprijinul lui Draco, sătenii sunt inspirați să se răzvrătească. Bowen îi antrenează să lupte și chiar și fratele Gilbert devine un maestru arcaș. Brock trece pe acolo și vede pe săten pregătindu-se de război și pe Draco în sat. Se grăbește să-l informeze pe Aenon. Lordul Felton respinge revolta, dar Aenon, cunoscând capacitățile lui Bowen, o ia în serios. Aislinn îi dă lui Aenon o echipă de 5 vânători de dragon de top. Când sătenii sunt gata, Bowen îi conduce la castelul lui Aenon. Aenon, nerăbdător să lupte, se îmbracă în armura de lanț. Felton și Brock încearcă să-l oprească, crezând că pereții sunt prea puternici, dar Draco atacă din aer, demontând apărarea și păcălindu-i pe vânătorii de dragoni. Aenon își conduce oamenii să se întâlnească cu Bowen. El dă semnalul de atac, dar Bowen dă semnalul de retragere, atrăgându-i pe oamenii lui Aenon în pădure. Sătenii ascunși în pădure, își dezvolă numărul mai mare și le întind capcane. Fratele Gilbert, ascuns în copaci, folosește strategii inteligente pentru a distrage atenția soldaților și a-i răni. Bowen luptă călare cu sabia, în timp ce Kara conduce soldații de jos, luptând cu două topoare de mână și ucigând mai mulți soldați. Văzându-și soldații pierzând, Aenon dă semnalul de retragere și fuge spre castel. Mai mulți săteni încearcă să-l oprească, dar sunt înfrânți cu ușurință. Bowen strigă la fratele Gilbert să-l oprească pe Aenon. Luptându-se cu porunca să nu ucizi, Gilbert trage în cele din urmă o săgeată în inima lui Aenon. În momentul în care săgeata lovește, Draco cade din cer, strigând de durere. Bowen, îngrozit, îl privește pe Aenon cum scoate săgeata din piept și aleargă spre castel. Vânătorii de dragoni l-au legat pe Draco, iar Aenon le ordonă să-l țină pe Draco în viață pentru eternitate. Draco se vaită, iar Bowen, Kara și fratele Gilbert se duc la castel pentru a-l salva. Kara îi conduce printr-un pasaj secret. Hiwi și soldații țărani li se alătură, plănuind să deschidă poarta pentru ceilalți săteni. În camera lui Aenon, Bowen și Aenon se luptă prin canalele subterane și se întorc la castel. Hiwi și soldații țărani ucid mai mulți paznici și deschid poarta.
Felton, încercând să scape, o ia pe calea ca o statică, dar este ucis de Huey, alergând prin castel, care este prins într-o ambuscadă de Brock. Prea încrezător, Brock se lasă descoperit, iar Carl ucide cu un topor de luptă cu două mâini. El moare uimit, deoarece a fost ucis de o fată. În curtea unde este ținut Draco, o siluetă se apropie de un soldat, care se înclină înainte de a fi înjunghiat. Draco recunoaște pe Aislinn, care îngenunchează în fața lui. Ia o suliță pentru a-l ucide pe Draco, dar Aenon o oprește, realizând că viața lui este legată de cea lui Draco. Dacă Draco moare, moare și Aenon. Aislinn regretă că l-a salvat pe Aenon cu ani în urmă, numindu-l nedemn. Dezamăgit, Aenon spune cât de puțin matern din partea ta. Aislinn pleacă, iar Aenon o urmează cu sulița. Strigătul ei se aude din umbră. Aenon se întâlnește cu Bowen și se luptă până la parapeți. Aenon îi distruge sabia lui Bowen. În timp ce Bowen se îndepărtează, Aenon își pierde echilibrul și cade. Bowen ajunge la Draco și începe să-l dezlege. Draco îi dezvole că inima lor comună înseamnă că trebuie să moară pentru a-l ucide pe Aenon. Bowen, incapabil să-și ucidă prietenul, ezită. Aenon, însângerat dar viu, o apucă pe cara și pune o sabie la gât. Draco își mușcă propria mână, provocându-i durerea lui Aenon și făcându-l să renunțe la sabie. Cara scapă, iar Aenon se năpustește asupra lui Bowen cu un pumnal. Draco zâmbește la el, trăgându-și înapoi platoșa toracică. Bowen aruncă securea lui Cara în inima lui Draco. Aenon se prăbușește în stare de șoc, în timp ce Draco îi zâmbește lui Bowen pentru ultima oară, înainte de a muri liniștit. Cara, fratele Gilbert și sătenii se adună în jurul trupului lui Draco, în timp ce Bowen plânge. Bowen aude vocea lui Draco, spunându-i să privească spre stele. Trupul lui Draco se transformă într-o lumină roșiatică, urcând spre constelația, după care Bowen i-a dat numele. Stelele se adună în jurul lui Draco, întâmpinându-l acasă. Bowen zâmbește, știind că Draco s-a răscumpărat. Filmul se încheie cu vocea din ofa fratelui Gilbert, care povestește că Bowen și Cara au condus regatul printr-o epocă de aur a înțelepciunii, a dreptății și a fraternității. Steaua lui Draco străluci mereu asupra lor, oferindu-le inspirație și putere ori de câte ori a fost nevoie. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!